Since those traitors have executed me, who are the new masters? Mr. Dan Voiculescu is one of the most important men of the state. He is vice president of the Senate and also one of the pioneers of Romanian capitalism. Vrea să monteze o antenă din asta telefonică pe bloc. Asta care, nu, care e motivă. A fost o nebunie totală, vă promit o rezolvă. Domnul Voiculescu, eu acum două săptămâni, trei, nu? Când a fost? Două. V-am promis că vom iniția un proiect prin care parcul să devină de utilitate publică. Da? Proiectul e făcut, da, e semnat, e semnat, trebuie. Uitați de câți senatori și deputați. Da. Asta e. Fără semnături. Unul singur care se potrivește, nu poate să țină un lucru clar. Bine, bine. Toate bune, sănătate. Haideți, Solomon. Deci două stafii bântuie prin Europa și prin lume. Stafia capitalismului și cea a comunismului. Și eu spun aici că amândouă sunt stafii ale trecutului. În sensul că socialismul, e clar, a confirmat că nu poate să dezvolte globul pământesc ca sistem, iar capitalismul, inclusiv prin ce trăim astăzi, și-a dovedit limitele. Și lucrurile nu se termină aici. În cartea dumneavoastră spuneți că schimbările de până acum n-au adus decât înlocuirea unor corupți cu alți corupți. Că a fost înlocuită o nomenclatură cu o nouă nomenclatură. Și că în cele din urmă persoanele mediocre au dominat scena asta, tranziție. Cum și cine a format capitalismul românesc așa cum e el astăzi, după 20 de ani? A existat și în România o categorie, printre care mă număr și eu, care, rămânând în România, au lucrat pentru multinaționale și au gustat din acest capitalism înainte de a avea capitalism în România. Au învățat și ei, respectiv eu, unele lucruri, fără să lucreze afară, lucrând aici, dar după principiile celor de afară. Ca tare, această categorie este principala categorie autentică, reală, de capitalism românesc. Spuneți-mi, în ce moment al vieții și carierei v-a prins revoluția și ce făceați atunci? Eram în București. Lucram ca director general al firmei Crescent, reprezentanța din București. Aveam un salariu foarte mare pe vremea aceea, de vreo 5.000 de dolari pe lună, care era un salariu fabulos. E adevărat că salariul nu era plătit de stat, nu era plătit de public, era plătit de patronul meu, domnul Foa Sambar. Sigur că noi am lucrat foarte mult cu o întreprindere de comerț exterior, care era fundamental, legal, înființată în România, care și aia era foarte serioasă. Întâmplător, aia era o unitate a Departamentului Securității Statului. Dar ea era o întreprindere de comerț exterior ca toate celelalte. Și așa cum am lucrat cu Vitrocimul, cu Tecnoforestul, cu Tecnoimportul, cu toate întreprinderile, lucram și cu ei, cu Dunărea. Dar aici s-a creat confuzia, că dacă ai lucrat cu Dunărea și Dunărea era firma securității, înseamnă că și tu erai al securității. Doi, permisiunea asta de a lucra sau a nu lucra la o reprezentanță de firmă străină nu o dădea decât securitatea.
and why was the Securitate involved in the foreign trade? Because this was the unique source of dollars for the regime. The company Mr. Voiculescu worked for, Crescent, was registered in the fiscal paradise of Cyprus. In 1990, the Romanian government hired some Canadian financial inspectors to track down the accounts of the Securitate. They were looking for $2 billion gone missing. During the 80s, you accumulated hundreds of millions, tens of millions of dollars. Well, where did it go? These money are in Crescent Cyprus accounts. All this money, the net profits, are in Crescent Cyprus accounts. What is the company worth now? I don't know. That is a secret? Normally, if it is a secret, I don't tell you. Did any of your profits, can you tell me? What? If any of your profits found their way into the special accounts of the Ceausescu regime? No, sir. Not a penny? Not a penny. For the Canadian investigators, there was a simple way to recapture the hidden wealth. I'm iertat. Trebuie să-i dau în judecată și sigur aș fi câștigat. Pentru că ei au făcut o mare greșeală la un moment dat, au făcut o afirmație. Spuneau ei autorităților române, arestați-l pe Voiculescu ca să aflați adevărul. Afirmația asta lor era suficientă ca să câștigă.